Plin de nervi și cu stomacul gol, Ilie se duce să caute alinare pentru ambele probleme în celălalt capăt al curții, la Maria. Ce faci, măicuț? Ce să fac, măicuț? Ce faci? Uite, mama, vin și eu la tine să-mi pui să mănânc și eu. Îți spun, dar ce-ai făcut cu femeia? Te-ai certat? Mi-a zis că v-ați luat de ea, că ați bătut-o, da, că ați făcut-o jegoasă. Îmi pui, de ce, mamă? De ce vii când tu aduci milioane seara, te duci cu calul ziua? Păi vin și eu, mamă, să mănânc și eu la mama ta, că ești mama mea, deci nu mi-a făcut să mănânc. Acum ce vrei? Vrei să-i dau mâna în cap, să o omor? Hai, pune-i să mănânce, Luțu, hai. Nevastă să așeade și fumează și bea cafele. Dacă aveți ură și dușmănie, pe aia trebuie să aveți și pe mine. Păi învață-o să facă treabă, și să ce are, nu să-și adă toată ziua la cafele și la țigări și să bârfească. Hai mănâncă, mamă, liniști și las-o, că o să înveți tu, dar și așa n-ai învățat-o 7 ani, nici de aici încolo n-ai să o înveți. Vă rog frumos, mă lăsați să mănânc eu acum. Dar vezi că m-a părut la frate. Păi dacă seara când am venit, de unde am venit, mi-a spus că v-ați luat de ea, că ați bătut-o, că ați făcut-o jegoase. Nu merita să ne luăm de ea, că ați văzut în ce hal e casa ta? Maria și Nuța sunt foarte nemulțumite că Ilie a aflat de incursiunea lor de mai devreme. Drept urmare, se duc să-i dea o lecție Aurei. Ce-ai făcut, fă? Ne-ai prânt la bărbată tu? Că te-am bătut, că te-am ocărât, te-am făcut? Jegoasă, împuțit o treabă, de ce nu faci? Da, cu acea fă să-i tai cioalii după ei. Ia uite, ia vezi de treaba ta, ce faci, nu vezi de treaba ta. Da, de-ați-vă de treaba voastră, că dă fă să-i treabă că ți-ai bătut joc de băiatul meu. 7 ani de zile ți-ai bătut joc. Da, potoliți-mă treabă! 7 ani de zile ți-ai bătut joc. Ce e treabă? Nu faci, fumezi? Fumezi, mai fumezi? Ai văzut în ce sale, fratii lui? Ieșiți afară! Ieșiți afară că m-ați omorât! Faci treabă multă, faci! Multă treabă! Multă treabă faci! Ura celor două femei este justificată de fapt de un singur lucru, singurul pe care, oricât ar încerca, Aura nu are cum să-l schimbe. Nu suportăm din cauza că e că ea nu trebuia să-și adă rasa noastră de nu e vrenică, nu face treabă, cheltuie banii pe țigări, pe cafele și de toată ziua, fumează, bea cafea, e puturoasă până la Dumnezeu. Pentru a scăpa de cele două furii, Aura a fugit de acasă la Mia, o mătușă care încă nu a abandonat-o și care este dispusă să o consoleze. Aoleu, Tușică, eu nu mai pot, nu mai rezist. Ce-ai făcut, fata? M-au bătut toți, au cășunat pe mine toți, m-au omorât, nu mai pot, mi-arunc hainele după mine, am plecat de scurță să-mi pleașcă la picioare. Apără-mă tu, du-mă tu undeva, fă ceva, primește-mă și pe mine la unde tine, că nu mai pot. Unde să te duc, Aurora, unde să te duc? Nu mai pot. Am spus eu ție că nu trebuia să le-ai pe ăsta. Și ce acum ce să fac? Ce să fac? Unde să mă duc vezi? Eu acum? Unde să nici mă duc? Nici tatăl tău, Aurel, unde mă duc eu cu doi copii? Lenuța, nici... eu ce nu mă primește nimeni, unde mă duc? Că mi-a zis că singură dată cu copii nu și cu îi las copiii. Mama ta de foc ăsta a murit, că ți-a spus ta să nu le-ai pe ăsta, că ăsta nu e de tine. Mama ta e singura speranța mea, te rog eu frumos tu și că nu mă da afară, nu mă da afară, că mă vine peste mine aici și vine peste mine dacă aude că te primesc eu pe tine aici. Tu singurică mama te-ai făcut-o, nu trebuia tu ca să le-ai pe ăsta, nu trebuia să le-ai pe ăsta. Tu sunteți contra mea, tu ți-a spus de la început și sunteți în continuare, acum eu unde mă duc? Păi uite, acum vezi că vezi și tu că nu e bine? Și n-a fost bine ce ai făcut. Te rog frumos, ajută-mă să aleg și o fasolică asta, măcar fi... Păi, dar tu nu vrei să mă primești la tine, dar ajutor de la mine vrei. Hai, poate te mai liniștești puțin, ajută-mă să... Hai, și dacă, auzi, dacă poți să mai vii și mâine, că uite, fac și eu un parastas. Așa, cu ce-i putea și eu și cum îi putea și eu. Nivelul de înțelegere și acceptare al mătușii Mia este și el limitat, dar până una alta este singurul la care Aura are acces. Ea și-a făcut-o cu mâna ei. Când îi spunea și taică-su, când îi spuneam și eu, când îi spuneam și bunică-sa și tot, că nu e bine să se bage cu băiatul ăsta și nu e bine să-și încurce viața cu băiatul ăsta. Eu acum ce te fac? N-am nicio putere, nicio putere nu am. Între timp, Ilie își consumă sticla obișnuită de alcool în compania selectă a iepei Lili. Hai, fata mea, să bem un pahar amândoi, că noi amândoi muncim. Amândoi producem, ii tată, ii fata mea, ii Lili, pupă mă, pe tine te iubesc, pe aia nu mai iubesc, aia e împuțită, jegoasă, tu de bine de rom, produci ceva, iubirea mea, pupă pe Ilie al tău, pupă mă, hai mai bea și tu o guriță, ia. Da, cum colo eu, nu mai am casă, amândoi dormim aici, în graj,
Am, eu pe tine te iubesc, tu pe mine mă iubești, fata. Fidel declarațiilor făcute, dar și nivelului de alcoolemie din sânge, Ilie adoarme în grajd. Lângă ea, Palili, Aura încolțită din toate părțile, apelează la ajutorul consilierului de urgență. A doua zi, Ilie se trezește în pat, ceea ce nu-l miră deloc, pentru că oricum nu mai ține minte că nu acolo s-a culcat el de cu seară. Ce mi-a făcut asta, mă, aici și... Femeie, ce se întâmplă cu legheanul ăsta aici? Chiar nu, toate, la nu e puse la locul lor aici. Uite ce se întâmplă, iau. Ieși și tu cu el afară, eu ce vrei să-ți fac? Scoate-l și tu, că mâine... Ce se întâmplă aici? Ce e alea în casă, toate alea? Legheanul, alea, ce? Suntem la gârlă, unde suntem aici? Te-am spălat pe picioare. M-ai spălat la pune... Păi da, te-am spălat aseară pe picioare, că ce m-ai spălat pe picioare? Na, uite, na, iau, na, ce zic. Ca să mai mă spel din nou, hai! Deloc impresionat de dovada de extremă supunere a Aurei, Ilie începe să inspecteze casa și felul în care soția lui s-a achitat de îndatoririle care îi revin. Punctul 1 pe listă, mâncarea. Le-ai dat să mănânci la copii? Da. Așa, mi-ai oprit și mie? Da. Ce mi-ai dat? Cartofi. Cartofi, uite, iar cartofi, iar cartofi. Păi, dar ce vrei? Te-ai că te tai în cioburi, te rog eu frumos, stai! Păi, nu mai o arde, nu mai o arde cu mine, gata, gata! Păi, nu mai o arde cu mine, așa, cu tupeaua ta obraznic în tine! Și te tai la picioare, lasă-i! Cu mâncarea, e clar, urmează vasele, sau mă rog, cea mai rămas din ele. Ce e aici? Aoleu, e vasele, spăl vasele și eu, lasă-le! La ora asta speli tu, Vasile? Păi, dar când, că am făcut și eu curat în casă, te rog frumos! Nu, nu văd că iau! Punctul 3 pe ordinea de zi, curățenia, încheie apoteotic inspecția matinală. Asta-i curățenii? Păi te-am lăsat să dorm, n-am vrut să fac zgomot. De ce? Că n-am vrut să te trezesc, că te-am lăsat să dorm, că ai dormit în seara cu gata. Băi, și tu pe mine aici, păi să mă nervez rău de tot. Au, da, da. Băi, uite așa că am făcut, uite așa că am au, nu mai da, mă, că mă doare, mă, nu mai da. Da. Dar eu când îmi bat capul cu tine, pe mine nu mai mă doare? E așa? Da. Da? Și de ce te perește? Bă, stai așa, să-ți bă și eu fața, să-ți bă și eu fața, să-ți bat chipul, să-ți bat chipul tău ăla frumos. Păi mi-e frică când dai la față. Uite-te la mine, te rog frumos, iubirea mea. Bă, iubire, iubire cu tine, mamă, iubire cu tine. Uite-te la mine când vorbesc cu tine, da? Da. Această non-conformistă declarație de dragoste urmează să fie completată cu niște epitete asortate. Acum te rog frumos, strânge aici și că ești o puturoasă. Gata! Bă, o puturoasă ești, cea mai jegoasă, cea mai împuțită femeie posibilă care am văzut în viața mea. Hai! Acest moment de tandrețe conjugală este întrerupt din fericire de sosirea consilierului de urgență. Bă, du-te, m***a, de aici că te bat! Gata! Da, da, poftiți să rămână, doamne. Cine e femeia asta? Da, l-am chemat eu. De ce ai chemat-o tu? Păi am chemat-o ca tu, poate să mai liniștești și tu, să dea-ți ce un sfat bun. Mie? Da. Stai. Mie? Irina Petreasă, și n-am venit să dau sfaturi nimănui. Așa că stai liniștit. N-ați venit să dau sfaturi? N-am venit să dau sfaturi nimănui. Dar cine v-a chemat pe dumneavoastră? Aura m-a chemat. De ce? Păi ea, săraca, era un pic cam speriată. Și am venit să văd dacă... Speriată? Da, speriată. Ești supărat, așa? Da. Îmi pare rău că ești supărat. Da. Ok, hai să ne liniștim un pic, da? Să vedem ce motive avem de supărare toată lumea. Motive? Da. Motive să găsești în casă la oricine, doamnă. Uh-huh. Păi hai să vorbim despre ele. Da. Păi cine e femeia asta? Ilie, tocmai m-am prezentat. Da, prezintă. Cine? Rog-o frumos să mă prezint odată dacă n-ai înțeles cine e. Hai, pă, tu. Ilie, hai să lăsăm un pic sticla aia deoparte, da? Că e un pic cam prea devreme să ne cinstim. Nu, eu așa beau în fiecare dimineață. Atunci hai să ieșim noi afară. Eu beau și consum. Îmi pare rău, hai, vorbim după ce te trezești, da? În ochii Aurei, Irina Petre este acum singura care o mai poate salva. A adunat atâta amărăciune în sufletul ei, încât nici nu știe de unde să înceapă. Aura, îmi pare rău că trebuie să ieșim de acolo, dar nu pot să stau departe cu cineva care tocmai bea și nici nu s-a trezit încă bine din beția de cu seară, da? Deci lăsăm să se dezmeticească și pe urmă... Să mă scuzați pe mine, da? Nu, nu e nicio problemă. Așa e chil în fiecare zi. Dar n-are rost. Zim, ce se întâmplă cu tine? Aoleu, ea nu plânge. Așa scandalul sunt în fiecare zi. De ce? Și bătăi și certuri. De la ce? Pentru că el bea și zice că aduce bani în casă și eu nu-i fac altceva în afară de cartofi. Și
pentru el cartofii sunt răi. Ok. Și dacă nu-i convine, de ce mai faci? Păi, altceva nu am. Dar te-ai gândit că poate și lui e necaz, că n-are bănuți să aibă mâncarea pe care și-o dorește. Și atunci își varsă și el focul pe tine. Da, el și soacră mea la fel face și cumnată atunci aș vrea să focul pe tine și cumnată ta și... Soacră mea la fel. Adică? El îmi zice că n-am grijă de el, că nu-l spăl, că nu-i fac de mâncare, că nu fac curat. Rolul de nevastă. Da. Nu ți-l iei în serios. Și tu consider că ți-l iei? Eu cât pot fac. De ce nu te văd cu ochi buni? Că e clar că au ceva cu tine. Pentru că sunt încă și din cauza asta. Da, și ele nu mă suportă și nu mă suportă de la început. Și nu le convine că ai intrat în familia lor? Da, s-au pus de la bun început. Și atunci de ce v-ați căsătorit? Pentru că ne-am iubit foarte mult și el pe mine și eu pe el. Cât timp a trecut de când v-ați căsătorit? 8 ani. Și ție nu ți-a fost teamă așa de la început că intri în gura lupului aici? Nu, eram mică și nu. Câți ani aveai? 19 ani. Dar tu părinți n-ai avut cu care să te sfătuiești, rude, mama, prieteni? Mama mi-a murit. Și cu tata? Tata e un bețiv, mica mea e bolnavă, deci chiar nu am cu cine să vorbesc. Deci n-ai avut cu cine. Și tu, de fapt, ai vrut să scapi de el. Da. Și să faci familia ta. Da. Și ai căzut de mac în pot. Ce sună familiar toate poveștile astea? Pentru că așa se întâmplă. Deci ți-e frică? Nu scapi. Între timp, Ilie se mai dezmeticește puțin și își cheamă nevasta să-l spele din nou pe picioare. La revedere! Ne mai întâlnim a doua oară când m-am spel pe picioare, da? Da. Ce făcut? L-am spălat pe picioare. Dar ce, el singur nu poate? Nu, pentru că s-a trezit după băutură și trebuia să-l spun un pic pe picioare, da. Că l-atopești până răi. Hai că viu acum după tine să văd ce sunt. Ia-l, drag! Ilie ar vrea să înțeleagă scopul și mai ales durata vizitei consilierului de urgență. Cât durează chestia asta? Am întârziat-o eu un pic. Da, că am întrebat-o ce face. Da, ce spun, bă, da, poftiți înăuntru. Uite, să stau eu aici, stați voi acolo. Mă rog, stați unde doriți dumneavoastră, stați unde vreți. Așa. Spune și mie de ce a chemat-o pe doamna aici la... Uite, o să-ți spun eu de ce m-a chemat. Da, doamna. M-a chemat pentru că nu mai poate să suporte atmosfera din familie, că are probleme, că aveți probleme, da. Amândoi aveți probleme, nu numai ea. Și dacă putem să găsim o soluție în așa fel încât să trăim în ceva mai multă... Mai bine? Armonie, măcar fără certuri, fără supărare. Supărare și necazuri sunt la orice familie, da, așa corect, posibil. Dar la unele sunt în fiecare zi, iar la altele mai rar. Bun, hai să vedem problemele voastre. De unde vin? Supărările mele sunt multe, doamne. Hai să le spunem așa. Vă dau un exemplu foarte concret și real. Da. Așa. Mă rog, cu 2-3 zile în urmă, am produs, mă rog, o sumă de bani. 5 milioane, banii vechi. Mă rog, am adus banii. Ia femeie, coleș. 5 milioane. Așa. I-ai dat ei toți banii? Da. Eu așa știu. Dar nu e adevărat. Stai, lasă deci să spună. Vorbim normal. Așa. Deci eu ți-am adus banii cu tărescu. Dacă n-am mâncare în casă, nu e ce trebuie în casă, unde sunt restul de bani? Nu știu, hai să întrebăm. Nu știu, nu mi-a dat mie niciun ban, n-am văzut niciun ban. El spune că mi-a dat mie, așa mai face, mai pitește banii pe sub covor sau îi pierde și vine acasă și mă întreabă de eu nu stai, știu să-mi scot. Deci pretenția mea când m-am usurat cu tine, deci ne-am luat amândoi că ne-am plăcut, cum a fost convenția între noi doi? Și să am grijă de tine. Și cu familia mea, cu mama, cu tata, cu frații mei. Că să am grijă de voi. Care voi? De toată lumea, că și mămica dacă are nevoie de mine să o ajut și pe ea și pe așa tine. Așa, explică-te să fac curat în curte, să scot apă. Dă-i, că mai sunt. Să-i respect. Asta am să înțeleg că a fost partea ei de contract, dar voi ce v-ați angajat să faceți pentru ea? Se respecte ca un om, normal. Și-o respectați? Câteodată. Dacă tu și voi, tu cu familia din care provii, o respectați câteodată da, câteodată ba, atunci cum îi pretindeți să își îndeplinească datoririle care îi revin din acest contract nescris de fiecare dată când voi nu vi le achitați pe ale voastre? Când a dat-o de nevastă, cum te purtai cu ea? Sita care e ciurui mălaiu cu ea era nouă, doamne. Deci la început, mâncarea pe care ți-o gătea ea îți plăcea și te purtai și tu frumos cu ea. Da. După aceea, da. Lucrurile
s-au degradat. Tu nu te-ai mai purtat frumos cu ea de fiecare dată. Da, normal. Așa. Și nici ea nu ți-a mai făcut mâncare pe placul tău de fiecare dată. Da, da. Ai putea să încerci și altfel. Nu să aștepți întâi să vezi dacă ești mulțumit de cum face ea. Nu, no, până nu mă gândesc, domniță, chestia asta. Nu. Deci no. Toată schimbarea trebuie să înceapă cu ea. Da, normal că e femeie. Nu sunt eu femeie. Dar aici nu e vorba de bărbat și de femeie, e vorba de doi parteneri într-un cuplu. De ce să mă schimb eu și ea tot să fie vorba tot așa? Aia, fiecare pasăre pe limba ei piere? O să încercăm să facem împreună lucrurile, așa cum știi că îi fac lui plăcere, da? Te străduiești să le faci astea, să ții casa mai curată decât o ții până în prezent, da? Și să faci lucrurile așa cum știi că îi plac. Dar, Ilie, da, domniță, scumpă. Vreau să văd, da, că te ții de promisiune, da, să o tratezi cu respectul cuvenit, da, celei care are grijă de tine, așa, de casa voastră, da, și de copiii voștri. Da, da. Ok? Ok. Bine. Iată că există un acord de principiu. Consilierul de urgență are însă dubii în privința eficienței acestui plan. Nu cred că soluția propusă de Ilie și agreată de Aura va funcționa. Și asta pentru că Ilie nu e un om ușor de mulțumit. Cu cât se va strădui Aura să-i facă mai tare pe plac, cu atât el se va arăta mai nemulțumit. Bun sau rău, planul de normalizare a relației celor doi începe. Gata, Ilie, te-ai îmbrăcat? Da. Vino încoace ca să dau plasă să te duci să iei mâncare. Să vedem ce mâncare aștept. Păi nu, să vedem. Spune-i clar, n-am stabilit că tu îi trasezi. Deci eu am stabilit, da. Eu vreau ciorbă de pui. Așa? Puiul îl aduci tu. Așa, și să aibă legume multe din belșug? Ou, verdeață, fidea. Deci cum să bagă la o ciorbă normală? Clar. Instrucțiunea e clară și, da, precisă. Deci, da, ai înțeles, Aura? Da. Și de ce nu faci zilnic? Sau, mă rog, la o zi, două, trei, o săptămână, de ce nu faci? Acum las-o, gata. De ce nu faci? Am început din nou toată treaba. Nu o luăm de la capăt cu reproșuri. Am luat tacă la cap tot timpul. Cicălitor. Irina Petrea descoperă că, într-adevăr, Aura nu excelează deloc în bucătărie. Mamă, dar tu stai coaja aia atât de gros, mai rămâne ceva din cartoful ăla? Așa gros că ar să fie. Așa gros. Așa o să rămâi fără sacul de cartofi în trei reprize. Ia-i subțire, că altfel arunci tot. Și așa sunt ei un pic deshidratați. Poți să-i pui un pic în apă, știi? Să tragă și atunci să umflă mai bine coaja asta și o iei mai subțire, soro. Aura se simte foarte bine ascultând sfaturile Irinei Petrea. Se vede că până acum nu a avut nimeni răbdare cu ea să o învețe. Lecția culinară este însă întreruptă de telefon. Alo, da? Da, tu și că vin. Acum vin. Ce-ai pățit? Mă cheamă și ăla, Parastasoaju, și pe ea un pic și mă duc la părea să schimbile lui Ilie. Aha. Dar să mă schimb în ceva negru, că nu am, sunt în, cu culori ce nu vrea, așa. A, să fie îmbrăcată doliu. Da, da. Că data trecută am fost și am fost îmbrăcată colorat. Ce nu i-a plăcut. Da. Cu această ocazie, un nou aspect din viața de gospodină a Aurei iese la iveală. Aoleu. Păi dacă el nu face nimic pentru el acasă, tot face pentru el. Cade dulapul ăsta pe noi. Pentru alții face, dar pentru mine nu face nimic. O face el când o vine, dacă o face, dacă nu, să fie sănătos. Păi ca o casă de vădană. Așa este. Și mătușa asta e ruda ta? Da, da, e ruda mea. Mă înțeleg mai bine, e singura. E singura? Da? Da. Și te împaci bine cu ea? Da. Și de-aia trebuie să o ajuți acum, nu? Păi nu are cine să o ajute. Nu are cine în afară de tine. Da. Și ție cine îți face treaba? Păi mă întorc repede și... Aha, am înțeles. Nu știu cât de important o fi să-și ajute mătușa, dar în mod cert a lăsat totul baltă. Și dacă nu se întoarce foarte repede să apuce să facă treaba, să termine până când vine Ilie, prevăd un dezastru. Aura nu a găsit haine negre, dar merge totuși să-și ajute mătușa. Îi lasă un bilet lui Ilie și pleacă. Irina Petrea o însoțește. Bună ziua! Bună ziua! Acum să vine? Irina Petrea, da, îmi pare bine. Sunt consilierul de urgență și m-a chemat Aura. Da. Probleme. Da, păi probleme. Ce aveți? Un parastas, am înțeles. Am un parastas. Da, am un parastas și o rugasem ca să vină să mă ajute și pe mine, că sunt singură și eu. Da, acum a lăsat toată mâncarea baltă, că gătea ceva și a venit repede, repede aici. Păi a venit, i-am spus să vină să mă ajute și pe mine. Știu, da, acum... făcea mâncare acolo ca să... Făcea mai... mâncare și el zice că nu face nimic, că nu face nici curățenie, că nu face nimic. Și atunci ce recomandați? Să-și vadă de copii acolo amândoi
și să nu mai vie peste mine cu balamucul. Că eu nu pot să o ajut cu nimic. Deci să stea să suporte acolo ce-i face el. Păi să suporte. Eu n-am ce să-i fac și nici fratele meu, fratele meu, tata lui Aurel. N-are nici el ce să-i fac. Adică cumva v-ați cam luat mâinile de pe ea. Păi n-am, eu n-am. Doamne ferește, păi ce să-i fac eu acum? Dar știi ce? Eu atâta uite, spune. Eu am lăsat totul așa baltă ca să vin să te ajut pe mata și mata mă gonește. Unde mă duc păi, acum? Mă duc acum să-mi la bătaie. Nu. Dacă vine acum în urma mea și vede că n-am făcut ciorbă, n-am dacă făcut ce mi-a cerut. Dacă vine, că ai fost la mine aici mai devreme și m-ai ajutat. Hai, mai ai ceva aici de făcut? Păi mai este ceva și am mai trimis. Hai înainte. Hai, vin în pace să vedem ce faci. Când nu poți ajuta pe altcineva cu nimic, măcar cu o vorbă bună să-l ajut. Și vorbele bune n-au de ce să sece.